Clubul copiilor din Pașcan a fost duminică gazda unui concurs județean de coreografie. Sute de copii de la grădiniță și până la liceu au creat dansuri unice cu diferite stiluri pentru a impresiona jurul și a câștiga premiul cel mare. 27 de echipaje de la Iași, Răducăneni, Târgu Frumos, Hlăucești și Pașcani au urcat pe scena instituției din municipiu un pași de dans într-o competiție ce a implicat multă creativitate. Concursul a început de dimineață și a ținut circa 2 ore, timp în care spectatorii au luat parte la o competiție inedită. Copiii de la Răducăneni au pus primii în scenă un dans disco. Urmat apoi echipa de la Palatul Copiilor din Iași, un dans sportiv latino-american. O prestație excelentă au avut elevii de la Liceul Teoretic Miron Costin în parteneriat cu Școala Specială. Juriul, format din Daniela Calistru, Corina Ciopraga și Cristina Liuță, a urmărit cele mai originale coreografii pentru a stabili un clasament. Sincronizarea mișcării, ținută artistică, prezența scenică și originalitatea au fost câteva dintre criteriile juriului.